Persoanele nevoite să stea în sala de așteptare până la venirea trenului în gară sunt mulțumite de condițiile oferite de cei de la CFR. Aceștia spun că măcar până la plecare au posibilitatea să stea la căldură. Aștept să ajungă casele rece. Cum vi se par condițiile de aici, din sala de așteptare? Deocamdată sunt acceptabile. Slavă Domnului, e bun. Au fost întârzieri la tren? Dimineața la Recea, că eu de la Recea viu, a fost cam 35 de minute, 40 de minute, dar am ajuns în oraș unde am avut treabă. Pentru ce stați aici? Ca să merg cu trenul până la Romula. Cum vi se par condițiile în sala de așteptare? Sunt bune. Au fost întârzieri la tren? Acum nu știm, când ni s-a spus că la 12:30 este. Nu de puține ori, sala de așteptare reprezintă un refugiu pentru oamenii străzii. Aceștia poposesc aici câteva ore pentru a se încălzi. Pentru ce așteptați aici? Păi, suntem amărâți, nu avem, stăm la cămin, nu avem adăpost, nu avem de niciun. Sunt după la Potcoava. Să înțeleg că nu plecați cu trenul. Păi, nu plecăm. Păi unde? Nu avem unde. Nu avem adăpost și asta-i. De ce stați aici în gară? Nu avem adăpost. Suntem copiii străji, fără casă, fără masă, fără nimic. Și vă lasă cei de la CFR să stați aici în sala de așteptare? Păi, nu lasă, dar nu prea mult, dimineața. Unde nici noi pe ger, așa venim și noi aici. Mai fac ei nazul, că bine, nici mizerabil nu pot să stai aici, că e călătorile alea. Dar ne lasă, oricum ne lasă. În autogară, situația este exact la polul opus. Navetiștii și cei care optează pentru o călătorie cu microbuzul pleacă de aici înghețați. Pentru ce te afli aici? Până la țară. Dacă s-a suspendat școala până câteva zile, din cauza gerului, frigului, am zis să plec un pic. A întârziat autobuzul? Nu. Vine la ora fixă. Cum ți se par condițiile de așteptare în această autogară? Frig. Pentru Dranovăț. Plecați cu autobuzul? Cu microbuzul. Au întârziat? Păi urmează să o repare, uitați acolo. Cum vi se par condițiile de autogară? Foarte proaste. Oamenii vor avea de îndurat în continuare frigul aprig, având în vedere că meteorologia anunță și pentru zilele următoare temperaturi foarte scăzute.